ajuns la secția de votare din satul Ochiul Roș. Este un spațiu care practic se folosește odată în 4 ani, a fost cândva o grădiniță. Ideea era să construiască o rampă de acces, dar în această încăpere are și casa de cultură, se folosește ca casa de cultură. Ideea era următoare, că dacă s-ar construi o rampă de acces la intrarea dată, ar fi folosit doar o dată la 4 ani. Ar veni persoana, ar vota și pe urmă 4 ani de zile iarăși rampa este construită, dar el nu se folosește. Dacă găsim posibilitatea să construiască rampa la casa de cultură, atunci șansele persoanelor cu dezabilități măresc de accesibilitate. Atunci chiar dacă se face un consiliu sătesc sau o activitate a copiilor din sat sau a elevilor, atunci oricare persoană ar putea să acceseze această rampă și ar fi mult mai mult de folos decât doar în cadrul campaniei electorale la votare. O să mergem, o să facem măsurările și vedem, luăm poate o decizie cu responsabili din cadrul primăriei sau satului sau secției de votare. De rampă, dar până la rampă trebuie făcut un trotuar și posibil copacul celălalt în curte. Sau de făcut în două scaturi, o parte încolo și o parte încoace, până la copac și iarăși fi făcut un trotuar. Ar fi o rampă din ușă în două unghiuri cu punte de pauză. Cu lungime în jur de 7 metri, 7 metri 20, 7 metri 30. Nu e o rampă atât de mare. Din experiența mea, cea mai mare rampă a fost de 37 de metri. 7 metri ar fi o rampă minusculă, pe lângă cea mai mare. Ar fi în două unghiuri, ar fi un unghi de intrare cu o punte de pauză și pe urmă iarăși un unghi de ridicare la sala dată. Asta e, vedem, facem proiectul, elaborăm schița și transmitem deja mai departe la autoritățile competente.
cu panta și el continuau. Trebuie să fie aici, de aici. Da, da, sunt de acolo. Fii atât de ce intrare. E loc accesibil. Deci unul singur el nu poate să urce. Dat fiind faptul că s-a făcut recent lucrări de reparație la casa de cultură Sărata Galbene, s-a construit o rampă, dar mai întâi de toate nu s-a ținut cont de acces până la clădire. Deci fiind vedem o treaptă mai înaltă, dar chiar înaltă, în jur de 15-17 cm. Pe urmă s-a construit rampa, unde nu s-a ținut cont de standardul, din codul practic construcția Republicii Moldova. Unghiul de inclinare mai întâi este foarte înalt, pe urmă pavajul este prea lunecos și lipsesc barele de suport care o persoană cu dizabilități, mai ales care folosește un scaun rulant, pur și simplu este inaccesibil. N-ar putea să o acceseze. Ideea este următoarea, ca să nu fie deja demolat și stricat lucrul care s-a efectuat, să construiască o rampă nouă din partea adiacentă a casei. Soluția noastră de construcție a rampii este următoarea. Pe direcția, lungimea scărilor este o lungime accesibilă care ne-ar permite să facem un unghi accesibil de rampă și ar fi din colțul scării până în colțul clădirii o rampă în două unghiuri, în două alunecușuri, cu o punte de pau. Ar fi un unghi accesibil, nu mai mare de 8-9 grade, ceea ce ar permite acces persoanelor cu dizabilități care folosesc un scaun rulant. Rampa ar merge pe două direcții. Ar fi prima direcție cea mai lungă, unghiul cel mai mare, pe urmă ar fi o punte de pauză, ca persoanele să se odihnească și pe urmă a doua pantă mai mică, în jur de 4 metri jumate. Domnule, că de multe ori se construiesc rampele sau la primărie pentru ca să vină o persoană sau undeva un alt magazin doar pentru o singură folosință. Rampa nu este pentru o singură folosință. Ea este, în cazul dat, este o casă de cultură care permite să vină o persoană care folosește un scaun rulant sau chiar o mămic cu un cărucior sau un bătrân care folosește niște utilaje ajutătoare, cârje, cadre de mers și ar permite accesul nu doar la secția de votare, dar și la același consiliu care se face sătiesc sau un concert de anul nou, de sărbători sau nu știu. Oricare adunări care s-ar face în centrul satului sau chiar și la aceleași dansuri, de crambi. Asta este. Rampa nu o construim doar pentru persoane cu dizabilități, o construim pentru toate persoanele care pot să folosească. Să dați ușa mai jos cu 15 cm. 15 cm asta înseamnă 1,150 m de rampă. Adică ar fi 1,15 m de ramă. E clar că e mai ușor să demontezi un prag decât să construiești o ramă. În cazul dat avem școala internat din Sărata Galbenă, care la moment din anul acesta deja nu mai funcționează, dar secția de votare a rămas aceeași în această instituție. Da, da, da. Ideea ar fi următoarea, că dacă ar trece, nu se știe soarta acestei școli mai departe și nu se știe soarta acestei secții de votare. Ar fi instalarea unei rampe mobile doar temporar pentru
accesibilitatea la secție de votare, dar atâta timp cât nu cunoaștem care va fi menirea acestui sediu în continuare, nu putem să dăm careva recomandări de construcția unei rampe din beton sau un alt material care n-ar putea să fie folosit mai departe. Pur și simplu ar fi o rampă mobilă din metal sau dintr-un material mai ușor, care cu timpul ar putea fi demontată sau instalată într-o altă instituție asemănătoare. Secție de votare care se află în grădinița din Brătianovca, satul Brătianovca. S-au făcut careva lucrări de reconstrucție, reparații, dar nu s-a ținut cont de termenul accesibilitate pentru persoane cu dizabilități și nu numai pentru persoane cu dizabilități. În cazul dat ar fi doar niște lucrări de consolidare, de adăugare a construcției rampei. Soluția ar fi următoare: de scos careva din pavajul care este deja instalat și adăugarea unei rampe cu lungime aproximativ de 4 metri. Nu este o înălțime atât de mare, nu este o rampă atât de mare. Ea în jumătate deja este construită, doar ar fi niște lucrări adăugătoare și instalarea barilor de suport. Cu toate, mai mult ca atât, avem pavajul care este ok, este bun, nu este lunecos, este bine. S-ar putea de folosit chiar acest pavaj, ar putea fi folosit pentru persoanele cu dizabilități de vedere, dacă sunt, ușa este bine. Adică nu necesită atât de multe renovări. Pur și simplu ar trebui rampa construit și puntea din fața ușii puțin mărit, pentru ca persoanele cu dizabilități care folosesc un scaun rulant să aibă puțin mai mult spațiu pentru virare și intrarea în sediul dat. Suntem în satul Valea Florii, la clubul din sat. Am evaluat adaptarea sau accesul arhitectural la clădirea dată din diferite poziții și am văzut că cea mai bună poziție pentru a instala rampa de acces este partea laterală scărilor. Eu aștept că partea din față sunt mai multe obstacole și rampa ar fi mai complicat de construit. De ce cel mai simplu este prin partea laterală a scărilor și se primește prin partea laterală a șateretului. Avem un prag de 0,36 metri și în dependență de asta rampa o să fie într-o lungime de 6 metri. Inclusiv barele de sport o să fie nevoie. La intrare ușa este accesibilă, este o ușă din două părți. În interior iarăși este accesibil. Este nevoie doar de construit rampa de 6 metri. La fosta grădiniță
acum la moment este casa de cultură. După cum se vede, este o scară cu mai multe trepte. Este un prag de 65 cm, deci trebuie să fie o rampă de 6,5 m. În fața ușii este un mic prag care trebuie acoperit cu puțin ciment. În rest, ușa este de 78 cm. În rest, în interior este accesibil. Astăzi, doi membri ai Asociației Motivații, împreună cu domnul Victor Coron de la Infonet, au efectuat o deplasare în satul Ochiul Roș, în comuna Sărata Galbenă. În comuna Sărata Galbenă sunt 5 secții de votare. S-a evaluat nivelul de accesibilitate la nivel local de la secțiile de votare. Din 5 secții de votare de la Sărata Galbenă care sunt acum, din păcate, nicio secție de votare nu are accesibilitate pentru persoane cu dezabilități. De fapt am pus mai mult accent pe persoane cu dezabilități locomotorii și în special care folosesc un scaun rulant. Am găsit o rampă care de fapt s-a făcut o renovație, dar nu este după standardul descris în codul practic al Republicii Moldova. Am venit cu completări. Sperăm ca autoritățile locale să ia în considerație și să facă lucrările de reabilitare și reparare a acestor edificii. Reparare la nivel de accesibilitate, adică construcția rampelor și cu instalarea barilor de suport. Asta e. Este bine pe viitor să ținem cont atunci când se fac renovări, să ținem cont de codul practic în construcții, de normativii și atunci când este nevoie de a construi aceste rampe, deoarece noi azi am ținut cont mai mult pe acces pentru persoane cu dezabilități locomotorii, și atunci când este nevoie de construit careva rampe, se poate adresa la Asociația Motivației din Moldova, care se găsește pe motivație.md. Sunt datele de contact și atunci specialistul în adaptării spației ar putea să vină cu recomandări, cu un proiect făcut la calculator în 3D, care o să fie de ajutor în construcția rampelor și să fie conform normelor standardelor.